Haideți să deschidem Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 8. Mergem mai departe, în capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Cineva spunea odată că Biblia vorbește chiar dacă nu te-a pus să citești din ea. Adică, așa cum este, ea vorbește și explica. Știți, mulți dintre noi am avut Biblia aceea neagră și marginile erau cu roșu. Unii dintre noi ne-am făcut cu markerul roșu, să se vadă roșu așa pe margine. Și spunea omul acesta, negru, ea este îmbrăcată în negru. Așa a fost viața noastră. Neagră, plină de păcat, murdară, dar roșu de acolo simbolizează, ne arată sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește, ne curăță, ne face albi, ca pagina dinăuntru. Biblia vorbește, asta mi-a plăcut din ce a zis, și îmi doresc tare mult ca Biblia să vorbească și în seara aceasta. Pentru că nu avem nevoie de cuvântul unui om, ci avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. În ce privește, așa începe capitolul 8, versetul acesta ne introduce în alt subiect asupra căruia biserica din Corint probabil ceruse îndrumare de la Pavel. Și anume posibilitatea de a consuma hrană care fusese adusă de închinătorii păgâni idolilor lor. Corintul, știm, era un oraș păgân. O mulțime de temple erau acolo. Citeam zilele astea, probabil, 24 de temple. Nu știu. Foarte multe temple. Ce se întâmpla? Oamenii aduceau jertfa, preotul acela avea și el o parte din carne, el ajungea să ducă carnea sau o vindea și carnea aceea ajungea în piețe. Și creștinii se întrebau, credincioșii se întrebau, noi ce facem? Luăm carne din piață de acolo? Avem voie? Este în regulă? Și altă frământare ce aveau,
Dacă ne invită vreun prieten, o cunoștință de-a noastră, un prieten păgân, mergem la el să mâncăm. Noi știm că ce are el pe masă, carnea aceea, a fost mai întâi acolo în templu, a fost închinată la idoli. Și aici ajungem în capitolul 8, în acest subiect, carnea jertfită idolilor. Dar zice Pavel, știm că toți avem cunoștință. Probabil că și corintenii se făliseră cu lucrul ăsta, avem cunoștință. Mă gândeam, de câteva ori se tot repetă cuvântul acesta, cunoștință, în capitolul 8. Și parcă spune Pavel, există un pericol. Cunoștința aceasta, zice el, te poate duce pe tine la mândrie. Acum, n-aș vrea să ies foarte mult din context. Cunoștință e clar legat de lucrurile care se spun aici. Dar există un pericol atât de mare astăzi. Cunoștința îngânfă. Pavel zice foarte direct, versetul 2, dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut, cum trebuie să cunoască? Și spun asta pentru că citeam zilele acestea într-un comentariu, spunea acel om, Pavel aici osândește mândria realizărilor intelectuale ale cuiva, care duce la disprețuirea și neglijarea intereselor altora, care sunt mai puțin învățați. Acela care este atât de mândru de cunoștința sa, încât disprețuiește pe alții și trece cu vedere adevăratele lor interese, până la urmă, zice comentatorul acesta biblic, ei n-au învățat ce înseamnă, n-au învățat primele elemente ale adevăratei cunoștințe. De ce? Pentru că omul care e învățat, omul care cunoaște, el este modest, este smerit, este amabil, el nu este îngânfat. Apreciez că în mijlocul nostru sunt oameni deosebiți, oameni educați, oameni profesori și apreciez, cel puțin am în minte doi, apreciez atât de mult modestia și deschiderea de a învăța. Nu-mi vine să cred. Adică atât de special, atât de bine pregătiți și totuși, atât de modești. Să vă spun un exemplu. O soră de la noi din adunare, pregătită în limba română, în gramatică, într-una din zile, să ne sfătuiască cumva sau să ne ajute să ne corectăm puțin, noi ăștia care mai ieșim pe aici prin față și spunem tot felul de perle, și dânsa să ne arate cam ce e greșit. Și când a început să ne spună, un frate n-a mai rezistat și a zis, cum ne mai ascultați? Adică, când dau de ce greșeli gramaticale facem. Și mi-a plăcut atât de mult dânsa, știți ce a zis? Eu ascult cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt atentă și nu-mi bag de seamă, redau printre rânduri, dacă vreți, greșelile pe care le faceți. Și asta mi se pare extraordinar. Pentru că am învățat o lecție. Credinciosul este un om superior, dar nu-și dă aere de superioritate. Noi suntem superiori, Dumnezeu ne-a deschis mintea. Înțelegem lucruri pe care unii oameni din lume, savanți, nu le înțeleg. Dar noi nu ne dăm aere de superioritate. Cunoștința însă, zice Pavel, poate să îngânfe. Și ăsta e un pericol atât de mare. Aduceți-vă, nu de mult vorbeam despre mândrie, într-un grup mai restrâns, la 10:30, aduceți-vă aminte de Satan, în Ezechiel 28, în versetul 12, se spune despre el că era plin de înțelepciune, dar când a apărut păcatul, el, Lucifer cel înțelept, a căzut de acolo din cer. Aduceți-vă aminte de Pavel, el știa ce spune. Dacă o să vă uitați în a doua epistolă, în capitolul 12, versetul 7, în urma unor descoperiri extraordinare, ajunge Pavel să zică, ca să nu mă umflu de mândrie, să nu mă îngânf, zice, mi-a fost trimis un țepuș, pentru că există acest pericol. Descoperiri, cunoștință, te poate duce la mândrie. Dar știți ce rugăciune am avut eu zilele astea? Și azi. Pentru că mi-am dat seama de ceva ce ne lipsește. Observați, zice Pavel, cunoștința îngânfă. Da.
dar dragostea zidește. Știți ce mă gândesc eu? Am ajuns astăzi, iertați-mă, sper să nu deranjez și să nu fie ciudată imaginea, deformați, cu capul mare, dar cu inima mică. Avem cunoștință, știm o mulțime de lucruri, dar parcă nu mai e dragoste. E adevărat, spunem noi, cunoștința va crește acum în perioada aceasta, în vremurile din urmă, dragostea se va răce. Știți ce rugăciune am avut? O creștem iubirea în inima mea. Este o poezie extraordinară, o cântare extraordinară și o vom și cânta. I-am rugat pe tineri să o cântăm împreună și să fie rugăciunea noastră. Pentru că mi-am dat seama că de dragoste avem nevoie. Avem nevoie de dragoste în casele noastre, copiii noștri să crească într-un mediu al dragostei. Avem nevoie de dragoste în adunare, între noi, în relațiile noastre. Avem nevoie de dragoste. Și aș vrea să vă spun, mi-am notat trei lucruri. Dragostea nu se îngânfă. Dragostea nu se îngânfă. Cunoștința face asta, ne-a zis Pavel. Dar dragostea nu. Vom ajunge noi să studiem 1 Corinteni capitolul 13. Acel capitol, nu vreau să iau foarte înainte. Vom studia atunci. Dar îmi place atât de mult, zice Pavel acolo, să știți, dragostea, în versetul 4, nu se laudă și nu se umflă de mândrie. O astfel de dragoste vreau. Și ca să mă explic, am să dau o ilustrație pe care le-am spus-o fraților în întâlnirea aceea, când am vorbit despre mândrie. Se spune că odată un copil era cu tatălui. Erau amândoi, se plimbau, acum povestea copilul acesta care a ajuns mare și împărtășea experiența aceasta și lecția aceasta de viață. Și zice, eram cu tata, mergeam amândoi pe uliță, era la sat, și la un moment dat, la o cotitură din aceasta, la o intersecție, îl oprește tatăl pe copil și zice, ce auzi? Băiatul atent, s-a concentrat, ciripitul păsărelelor. În afară de asta, îi zice tatăl. S-a concentrat băiatul mai bine, mai atent și zice, se aude o căruță. Așa e, zice tatăl, este o căruță goală. Băiatul surprins, cum adică o căruță goală? De unde știi că e goală? Că nu o vedem. Probabil este foarte departe, noi doar auzim. La care tatăl zice, este foarte ușor să-ți dai seama că e o căruță goală. Cu cât face mai mult zgomot, cu atât îți dai seama că e mai goală. Și spunea acest om, adult fiind, când văd o persoană care vorbește prea mult, întrerupând conversația celorlalți, dovedindu-se inoportună, lăudându-se cu ceea ce posedă, simțindu-se atotputernică, disprețuindu-i pe cei din jur, încă mi se pare că aud vocea tatălui meu spunând, cu cât este mai goală căruța, cu atât mai mult zgomot face. Și ce îmi doresc? Să nu facem zgomot. Și îmi doresc să arătăm această dragoste. Mă gândeam, în încercarea noastră de a defini dragostea, noi de multe ori spunem, e doar un sentiment. Spunea un comentator că dragostea este definită printr-o serie de verbe la prezentul continuu, dacă o să ne uităm noi în capitolul 13. Și spunea omul acesta, ceea ce înseamnă că este un mod de a trăi și de a acționa. Dragostea este definită prin anumite lucruri pe care nu le face, deoarece sunt neconforme cu natura ei, și prin alte lucruri pe care le face, deoarece acelea o reprezintă. De ce am spus eu că dragostea nu se îngânfă, nu se laudă, ea nu se umflă de mândrie? Mă gândeam la cuvântul acesta și la acest subiect. De multe ori mă evaluez, să zic. Chiar și dimineață am cântat împreună 416, cei care am fost dimineață. Și am stat și m-am oprit puțin la ultima strofă.
care spune: Iisuse, ce mult te iubesc. Și m-am oprit. Pentru că am stat să mă gândesc. Oare așa este sau spun doar așa că așa e la rând versul? Oare mult îl iubesc? Și o să dezvolt puțin mai încolo. Dar mă gândeam, dragostea aceasta se vede. Că spune Pavel, chiar dacă aș face o mulțime de lucruri legate de cunoaștere, versetul 2 din 1 Corinteni 13, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște, zice Pavel, toate tainele, toată știința, dacă n-am dragoste, n-o sunt nimic. Zero. Și asta mie îmi dă de gândit. Zice Pavel, dacă aș vorbi în limbi omenești, îngerești, dacă aș avea tot felul de daruri spirituale, dacă nu am dragoste, zice, sunt doar un chimval, sunt gânitor, fac mai mult zgomot, degeaba. De aceea în această seară îmi doresc, o crește-mi iubirea în inima mea. În al doilea rând, aș vrea să spun că dragostea nu rănește, ci zidește. Așa ne-a spus Pavel în primul verset. Dragostea zidește, ea nu rănește, ea nu dărâmă. Când o să vedeți într-un loc că este tulburare, rană, acolo nu-i dragoste. Și știți ce mi s-a părut foarte puternic? Versetul 12, care spune: dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab. Cine oare mai e atent astăzi să nu rănesc cugetul slab al celui de lângă mine? Dar nu s-a terminat versetul aici. Cine face asta, zice, păcătuiește împotriva lui Hristos. Să păcătuiești împotriva lui. Mi-aș dori să fiu atent. Mi-aș dori să nu rănesc. Citeam în după amiaza aceasta, știm cu toții acea, eu știu, povestioară cu un fiu care numai prostii făcea. Tatăl s-a apucat să bată cuie în ușă, băiatul tot vedea, la un moment dat s-a umplut ușa de cuie, bătute în ușă. La fiecare faptă, știm, bătea un cui. Ce s-a stat, tată? Asta i-a făcut, faptele rele. Șocat băiatul să se îndrepte el. A scos, știm, fiecare cui și fericit s-a dus la tatăl: uite, niciun cui. Și tatăl le-a zis: și găurile? Găurile acelea rămân. Mi-e teamă să nu cumva să rămână un cui pe care îl bați în inima cuiva, dacă îmi permiți. Vezi să nu rămâne gaura aceea. Să nu rănim. Spunea Pavel în Roman 14, este un text care ne ajută paralel, spune Pavel acolo, citesc de la versetul 14, mi-a atras atenția versetul 15, dar zice: eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Și asta mi-a atras atenția. Nu mai umbli în dragoste. Și asta e chemarea noastră. Să umblăm în dragoste. Știți ce mi s-a părut atât de special? Dacă o să vă uitați în versetul 13, așa plin de dragoste, am rămas uimit. Zice Pavel, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să păcătuiască, zice, eu nu mai mănânc niciodată carne. Mie nu mai trebuie. Pentru că nu vreau ca fratele meu să păcătuiască. Știți ce e asta? Grijă pentru frați. Grijă pentru omul de lângă mine. Citeam, spunea cineva, oamenii poate că nu-și vor mai aduce aminte de ceea ce ai zis. Mulți dintre noi am uitat o mulțime de lucruri bune pe care unii ne-au zis. Nu-și vor mai aduce aminte ce le-ai făcut. Când e vorba de bine, oricum nu-și mai aduce aminte. Dar, spunea acel om, că întotdeauna își vor aduce aminte de felul în care i-ai făcut să se simtă.
Îmi aduc aminte de oameni care m-au făcut să mă simt, nu vă spun cum, în urmă cu mult timp. Dar am auzit un lucru extraordinar, un prieten, un frate de aici din adunare mi-a povestit o experiență pe care a avut-o. Când un alt frate l-a strâns așa după umăr, l-a strâns și atât de încurajat îmi povestea de ce a simțit atunci, de dragostea aceea pe care a simțit-o. Înțelegeți? Ne vom aduce aminte de modul în care ne-au făcut să ne simțim. Vei simți dragostea unui om. Deci, am rămas impresionat. L-a luat, l-a strâns, nu cum ne salutăm noi. Dăm mâna și ne uităm în altă parte. L-a strâns și a rămas marcat de dragostea, dacă vreți, care a primit-o. Pentru că dragostea zidește. De aceea eu zic, o crește-mi iubirea în inima mea, spune poezia. Iisuse, Iisuse, mereu te-o ruga, îmi umple tu dorul pe care îl aștept și ochii și glasul și inima în piept. O crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei harul mereu copleșit. Să-mi crească în suflet ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mal. O crește-mi iubirea, iubite Iisus, în starea și locul în care m-ai pus. Să port pretutindeni belșugul de har și a ei revărsare să n-aibă hotar. Este asta și rugăciunea ta. Pentru că aș vrea să mă apropii de încheiere, în al treilea rând, dragostea ta este cunoscută de Dumnezeu. Dragostea mea și dragostea ta este cunoscută de Dumnezeu. Asta am citit, versetul 3. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Și aș vrea să întreb, poate părea ciudat, oare îl iubești pe Dumnezeu? Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, poate vei spune, cum adică, că de-aia suntem aici, că îl iubim, oare? Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Oare îl iubim? De-aia probabil am fost atât de marcat de dimineață și stăteam și mă gândeam. Ce mult te iubesc. Asta se va vedea în fiecare zi din viața noastră. Nu doar acum când am cântat. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă. Am fost la o întâlnire împreună cu câțiva tineri, ne strângeam și ne rugam pentru misionari, pentru tot felul de frământări, problemele pe care le întâmpinam noi. Și într-o seară a fost alături de noi un tânăr misionar undeva în țară, plecat el, și ne-a povestit, a dat o cântare. Și până să cântăm acea cântare, mi-am și notat-o, 378, ne-a povestit ce s-a întâmplat. Spune cântarea, dragostea ta m-a prins, Iisus, și cu tine în cer pentru veci m-a dus. Dar urmează a doua parte a refrenului, care spune, dragostea mea ți-o dau, Iisus, și în adâncul meu pentru veci te-a pus. Și ne povestea acest tânăr că mult timp el n-a putut să cânte tot refrenul. Pentru că nu-i dăduse toată dragostea Domnului Hristos. El nu era acolo în adânc, cum spune cântarea. Mă gândeam dacă Domnul Hristos ne-ar întreba, cum l-a întrebat și pe ucenicul Petru, mă iubești? De trei ori l-a întrebat. De fiecare dată mi-a plăcut, de fiecare dată a răspuns, știi că te iubesc, pentru că așa am citit. El cunoaște pe cei care îl iubesc. Spune în versetul 17 din Ioan 21, la final, a treia oară, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Oare putem spune noi asta?
Eu la asta am vrut să ne gândim. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. N-aș vrea să închei fără să spun asta. Pentru că asta mi-încălzește inima de fiecare dată. Auzeam o întâmplare din casa unui predicator. Tatăl tot felul de păpuși a luat la fetița lui. Care aveți fetițe mici, știți, păpușa Maia, păpuși de-astea scumpe, în fine. Dar ce l-a impresionat pe el a fost odată când a văzut pe fetița lui că și-a făcut o păpușă de cârpe. A luat haine pe acolo din casă, vechi, cârpe de tot felul și într-o bazma le-a aranjat frumos ca o păpușă. Și așa încântată era de păpușa lui, păpușa ei, o lua totdeauna, dormea cu ea, totdeauna pe lângă ea. Și știți ce a învățat acest om? Zice, sunt anumite lucruri ce merită a fi iubite pentru că sunt de valoare. Și altele au valoare pentru că sunt iubite. Și asta suntem noi. Suntem iubiți, avem valoare pentru că suntem iubiți de El. Dacă îmi permiteți, am fost doar niște cârpe în casă pe acolo. Dar am căpătat valoare pentru că El ne-a iubit. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci, spune Ioan, în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Datorită Lui, din dragostea Lui, putem să arătăm și noi dragoste. Știți, mă gândeam câteodată, ne întrebau rudele, nu știu dacă dumneavoastră v-a întrebat, zice, cât iubești tu pe mama? Și ne punea să arătăm, atât, știi? Pe tata, atât, în fine. Dacă îl vei întreba pe Domnul Hristos cât te-a iubit, știți ce îți va spune? Atât. Adică a stat acolo pe cruce pentru mine și pentru tine. Ca să putem avea parte de iertare și ca în seara asta să fim aici. Aș vrea să vă gândiți la dragostea. Am zis că dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu rănește, ea zidește. Dragostea însă este cunoscută de Dumnezeu. Și închei cu câteva versete care mi-au plăcut din Filipeni 1, ca să nu vă las cu impresia că dragostea și cunoștința se exclud cumva una pe alta. Adică dacă ai dragoste, gata, nu trebuie să ai cunoștință, să nu mai pui mâna pe Biblie să citești, să nu mai mergi la facultate, că tu ai dragoste. Nu am spus asta. Sau dacă ai cunoștință, gata. Spunea Pavel un lucru extraordinar. Avea o rugăciune care poate să fie rugăciunea noastră. Filipeni 1:9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin.